Organizatorul acestor zile este Asociația Română a Femeilor în Cinema, o asociație care în principal își propune să susțină femeile creatoare, femeile regizoare, dar nu numai. În general, proiectul acesta al organizării unui festival este tocmai pentru a atrage atenția odată asupra viziunii feminine, care este o viziune diferită, fără de care lumea ar fi mai săracă, și pe de altă parte de a oferi o posibilitate de a susține creatoarele aflate la început de drum, de a găsi modalități și de a ajuta tinerele talente, ca să zic, feminine. Există absolut în fiecare țară o asociație mai mult sau mai puțin activă. Cele mai active sunt cele nordice, unde cele mai active și cu cel mai mult succes. De exemplu, în Suedia, directoarea Swedish Film Institute este una din membrele acestei asociații și a chiar instituit ca regulament al Swedish Film Institute, există un numeric, o proporție de a finanța filmele la care producătorul, scenaristul și regizorul este femeie, deci există un procentaj. Până și Eurimaj a început acum să contabilizeze procentajul. Este un interes, este un interes european mărit pe acest segment, pentru că se încearcă ca să se ajungă măcar la un procent de 30%. Nu a spus nimeni, deci nu se va ajunge niciodată la 50%, dar creșterea unui procent, dacă vezi cifrele, așa te gândești, sunt destule femei, parcă sunt, dacă așa stau să mă gândesc, sunt multe femei în cinematografie, dacă le numeri, sunt 6% din regizori au fost femei care au debutat în lungmetraj, ori sunt foarte multe la facultate, sunt 50% din absolvente sunt femei, 50% din absolvenți sunt băieți și ajung în final în viață ca procentul de realizare propriu-zisă profesională să fie de 6%. Eu am început meseria de director de imagine, care era și mai, ca să zic, restrictivă pe segmentul feminin. Până acum sunt singura femeie care a făcut film de lungmetraj ca director de fotografie. Am făcut două lungmetraje. Nici o absolventă de un ATC nu a făcut ca director de imagine lungmetraj în ficțiune până acum. Mie mi se pare pentru, din punctul ăsta de vedere, și sunt fete foarte talentate care vin la facultate. Este o meserie pe care o faci pe termen lung și nu pe termen scurt. Să îți împlinești proiectele. Foarte multe renunță sau se apucă de altceva din imposibilitatea de a depăși faza debutului, de a intra în rândul celor care practică meseria. Nimeni nu vrea să fie mai indulgent cu femeile pentru că sunt femei. Dar, pe de altă parte, există, într-adevăr, o temere inițială și asta toată lumea, inclusiv o recunosc cele care, ca să zic așa, persoanele responsabile de fonduri. Există întotdeauna o mult mai mare încredere inițială pe care o acorzi unui bărbat care își vine și își prezintă un proiect decât unei femei. Potențialul unui bărbat este din start crescut la o aplicație. Producătoare excelente. Aici, pe segmentul acesta, vreau să spun, în România, dar când am organizat, apropo de vineri seara, când aveam întâlnirea Cocktailul la ambasada Belgiei, cu toate care am vorbit la telefon și care au venit până la urmă, veneau după 12 ore de muncă. Da, unde e de muncă, femeile sunt foarte bune. Și toate duc în spate, adică mai era Velvet Moraru, care venise Ada Solomonanca, Puiu, Oana Kelemen,
Și dar cu toate care am vorbit la ore târzii seara, după ce își terminaseră cele 12 ore de muncă și urmau următoarele 12 ore de muncă și care duc într-adevăr greu și pentru mine, în segmentul de producție, într-adevăr, pot să spun că la segmentul de producție e foarte bine reprezentat Sex Frumos. Proiectul acestui festival, în afară de a aduce nume, vreau să o aduc pe Naomi Kawase, care este o regizoare japoneză, care a toate filmele și le-a prezentat la Cannes, vreau să prezint mai multe universuri feminine deja consacrate în cinematografia mondială. Am reușit, de aceea nu este un festival, sunt niște zile la etapa aceasta. Am reușit să o aduc pe Caroline Strube, care a avut primul ei film de debut premiat la Cannes. Al doilea film a început circuitul festivalier la Toronto. Ea a venit, a fost ieri seară la prezentare. În proiectul inițial mai doream o zi a femeilor regizori musulmane, care... Eu am fost în Afganistan anul trecut și am întâlnit niște femei care își riscă viața pentru ca să facă filme și care sunt absolut minunate și mi se pare că a atrage puțin atenția asupra ceea ce fac ele și fac niște filme foarte bune și cu foarte multă dedicație, ar lărgi oarecum universul nostru de percepție a acelei lumi pe care în clipa de față o împingem undeva, ni se pare ceva periculos pe care nu dorim să o înțelegem. Un alt element al acestui festival era o secțiune competitivă pentru tinere, pe care premiile acestei competiții să constituie premii pentru debut, suport pentru debut în lungmetraj și un suport cât mai consistent. Eu predau și la facultate și m-am legat de câteva studente în fiecare generație și nu numai din anul în care predau eu. Sunt atașată de ele, le consider foarte personale câteva, consider că merită să fie susținute. Când le văd că termină și sunt pe urmă fragile și nu mai știu ce să facă și încotro să o ia și ne mai întâlnim și se bucură de orice întâlnire în care cineva le încurajează, mi-am propus să... Adică mi s-a părut că e momentul la care trebuie să fac și eu ceva pentru alții. Singura modalitate de a ajuta, să încerc să creez o structură, o mică structură, care să poată accesa niște posibilități, niște fonduri sau niște la care să funcționeze pentru ele. Sper că de la anul vom avea festival. Eu îmi doresc foarte mult. Aceste zile au fost organizate efectiv cu energia și din banii proprii, cu amabilitatea Uniunii Cineaștilor care ne-a găzduit aici, cu sprijinul ambasadei Belgiei care ne-a oferit un cocktail și în rest au fost energia noastră, bani din buzunar și speranța că la anul vom face un festival adevărat.